Ce faci, mamă? Adrian, ia fi atent. Am verificat mai devreme extrasul de cont și am văzut o plată ciudată. Ai cumpărat tu ceva de 2000 de ron și într-un magazin pentru femei? Da, mamă. I-au respins cardul unei colege de la universitate și am zis să o ajut. Iartă-mă că nu te-am anunțat. A, nu, mama, nu-și cere scuze, nu de asta te-am sunat. Doar că mi s-a părut ciudat și zic să nu fie vreo fraudă de ceva, știi tu. Da, mama, am cumpărat asta, dar voi depune banii pe card imediat ce mi-i dă colega mea. Bine, bine. Lasă asta. Ia spune-mi, la cumpărătură ai fost? Știi că sunt grijorată, că umbli nemâncat pe acolo. Încă nu n-am fost, mamă, dar voi merge la sfârșit de săptămână. Bine, mama, bine. Hai, te pupă, mama. Aici? Ce frumos e. Este un cartier mai exclusivist. Te las față, mama ta. Mă bucur că o să stăm împreună. Și eu, iubire. Să știi că eram foarte stresată, că nu o să-mi aprobe transferul. Dar până la urmă am reușit. Bun venit în noua ta acasă. Vai, ce frumos e! Sper că te bucuri. Mi se pare că ești foarte serios și gânditor. Da, adevărul e că m-ai luat puțin prin surprindere. M-ai sunat de la aeroport și eu nici nu m-am desmetit că ești aici. Păi am vrut să-ți fac o surpriză. Mă bucur așa de mult că acum o să fim împreună. Mi-a fost foarte greu fără tine. Și mie mi-a fost foarte dor de tine. Iubire? Da. Știi ce vreau să facem azi? Ce? Să mergem la un film la cinema. Sunt atâtea cinematografe și filme și să mâncăm nachos. Nu știu, Jessica, am foarte multe proiecte de făcut. Hai, iubire, hai. Doar ce am ajuns și eu la București, vreau să mă bucur un pic de el. Îți promit că te ajut eu cu proiectele. Nu, sincer, nu știu. Nu știu. Adrian, ce e cu tine? Te comporți foarte ciudat? Ești retras? În curte nu vrei să ieșim? În oraș nici nu-ți mai zic? Tu care erai primul când era vorba de plecat undeva? Ce e cu tine? Nu este nimic în regulă cu mine. Ok, hai să mergem să termin proiectul și după ieșim. Bine? Hai! Sigur era prietena lui Adrian. A plecat imediat ce m-a văzut. Bun. O să ne folosim de iubita asta lui. Cum? Avem un motiv în plus să-l șantajăm. E superb. Du-te acasă la el și pune presiune. Sper el. O să scoatem mulți bani de la el. Ne-am înțeles că nici tu, nici sora ta nu veți mai veni pe aici. Ți-e teamă că iubita ta m-ar putea găsi aici? Bine, de fapt ai dreptate. Bănuiesc că nu ar fi foarte plăcut pentru ea să afle că m-ai violat. Ce? Nu te-am violat! Și crezi că o să te creadă? E cuvântul meu contra cuvântului tău. Sau să-ți amintesc că eu sunt o minoră nevinovată, iar tu un bărbat matur care s-a culcat cu mine? Nu te-am forțat să faci nimic. Ai sărit singur în patul meu. Da? Și chiar dacă ar fi așa, sexul cu o minoră se pedepsește cu închisoarea. Și în plus de asta, cred că prietena ta n-ar fi fericită să afle că ai înșelat. Să nu pomenești de Jessica. Ea nu are nicio treabă cu povestea asta. Trebuia să te gândești la asta înainte să te culci cu mine. Ai profitat de mine, de lipsa mea de experiență și pentru asta trebuie să plătești, dragule. Și trebuie să plătești cum? Nu o pot lăsa pe Ioana să vorbească cu Jessica despre ce s-a întâmplat. Să știi că m-am gândit foarte bine și cred că cea mai bună variantă ar fi să
găsim un avocat care să-ți dea o înțelegere scrisă, îi dai bani ca și compensație pentru, vezi, Doamne, relația pe care ați avut-o, ea semnează și aia e. După aia nu trebuie să mai faci griji că o să te șantajeze. Și crezi că o să fie mulțumite cu asta și că o să mă lase în pace? Mulțumite sau nu, important e ca ea să semneze că e de acord și că a primit banii și apoi nu mai are ce să caute la poliție. Da, dar după tot poate să mă facă de râs și să meargă să vorbească cu Jessica. Pentru prețul corect, nu cred. Adică? Câți bani? Mai bine o lași pe Ioana să hotărască. Situația asta merge prea departe și trebuie să-i punem capăt. Ce credeai, că o să scapi ușor după ce te-ai culcat cu o puștoaică virgină? Nu știam că e minoră! Ghinionul tău? Ok. Hai să spun altcumva. Aș face orice ca să scap de tine. Să nu te mai văd niciodată. Da? Și cum ai vrea tu să scap de mine? De amândouă, de fapt. Ok. Care este prețul vostru final? 100.000 de euro. De unde să fac eu rost de 100.000 de euro? Asta e treaba ta. Trebuia să te gândești la asta înainte să te culci cu sora mea. Și în plus, 100.000 de euro mi se pare o sumă rezonabilă ca să nu mergi la închisoare. Da. Ar trebui să-i cer chiar mai mult. Dar putem avea o înțelegere, nu? Nu. Nu putem să avem nicio înțelegere. Cel care are de pierdut din asta ești tu. Fiindcă virginitatea unei femei nu poate fi răscumpărată. Ce? Ce s-a întâmplat? E tot în regulă? Nu, nimic. Scuze, ce ziceai? Te întrebam dacă vrei să fac o rezervare. În weekend, să mergem la un restaurant frumos. Da, da, sigur. Nu m-ai plimbat deloc de când am venit. Da, o să mergem. Bă, ce fac mai acolo? Bă, ăla, vorbesc cu Jessie, mă? Bă, ce fac, bă? Draga mea, ce s-a întâmplat? Nimic. Fetele astea mă întreabă unde este biblioteca facultății. Dar poate le ajut tu. Ar fi minunat dacă ne-ai putea ajuta. Da, am auzit că s-a făcut o nouă secție de studiu al anatomiei. Gândeam că poate știi tu. Nu, nu. Adevărul este că nici eu nu prea știu pe unde este. Dar, iubire, tu ești de mai mult timp în universitatea asta decât sunt eu. Da, păi, nu prea știu. Ești foarte drăguță. Mulțumim oricum. O să o găsim. Mă bucur. Ok. Hai să mergem. Pa. Pa. Înțelegerea este cu mine. Problema sunt eu și nu prietena mea. Să nu vă apropiați niciodată de ea. Ea nu are nicio treabă cu povestea asta. Am venit ca să vezi că știm unde o să o găsim. Și să vezi că nu ne jucăm. Așa că dacă vrei ca iubițica ta să fie în afara problemei, mai bine ți-ai respecta partea ta din înțelegere. O să vă dau banii, dar vă rog, lăsați-o în pace pe Jessica. Ea nu are nicio treabă cu povestea asta. Nu se mai face atâtea griji pentru ea. Mai bine îi face rost de bani. Iar noi o să ne oprim. Să mai luăm o bere. Cine? Nu? Asta e de la cealaltă. Uite la tine. Da? Bă, frate, m-am gândit și fii atent, am o idee. Ce idee? Cum să faci rost de bani? O să-ți înscenăm propria ta răpire. Ce?
Da, mă. Gândește-te, e perfect. Părinții tăi vor plăti pentru că ei au destui bani, nu e așa de mult pentru ei. Apoi, fetele și-au bani, toată lumea fericită. Iar ai tăi nici măcar nu o să afle ce s-a întâmplat. Deci e perfect. Ești prost. Cine naiba răpește oameni în România? Nu suntem în filme. Hai, mă, nu fi tâmpit acum. Eu zic să încercăm. Deci, Horia, mai știi ce trebuie să spui? Da, mă, stai liniștit. Am tot sub control. Fii atent. Alo? Doamna Felicia? Nici nu știu cum să vă spun. S-a întâmplat ceva cu fiul. Fiul dumneavoastră. Fiul dumneavoastră este... Fiul dumneavoastră... Nu pot să fac asta. Nu pot. Păi ești tâmpit. O să ne dea bani pentru ale. Nu pot să fac asta. Nu pot să-i fac asta, mami. Alo, mamă. Poți să rost să vii până la București? Am intrat într-o problemă foarte serioasă. Și am nevoie de tine, te rog. Mama, ce se întâmplă? Am urcat în mașină și am venit direct aici. Zic că mă și sperii. Ei bine... Stai jos, te rog. Stau. Ce se întâmplă? Pentru început vreau să îmi cer scuze pentru că nu e deloc frumos ceea ce urmează să-ți spun. Și nu vreau să fac o greșeală ca să repar altă greșeală. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, mamă, e că am făcut sex cu o fată minoră și mă amenință că mă denunță la poliție dacă nu-i dau 100.000 de euro. Pentru că e minoră. Că era minoră, de ce te-ai culcat cu ea? Pentru că a arătat de 20, dar are de fapt 16. Mama, indiferent de vârstă, nu te culci cu o fată dacă nu știi absolut nimic despre ea. Puteai să intri în multe alte belele. Poftim, uite consecințele. Adrian, am mai avut discuția asta. Trebuie să faci sex responsabil. Știu, mamă, știu și îmi pare foarte rău. Te-am chemat aici pentru că nu mai știu ce să fac. Te rog, mama, ajută-mă. Nu vreau să ajung la închisoare. Nu mă lăsa singur. Bineînțeles că o să te ajut. O să găsim noi o rezolvare. Sunt mama lui Adrian. Și vreau să vă fie foarte clar că fiul meu nu este singur în povestea asta. Știu tot ce s-a întâmplat. Mă bucur. Atunci știți că fiul dumneavoastră este un infractor și ori va plăti cu închisoarea, ori cu bani. Cum preferați? Fiul meu nu va merge la închisoare. Mă bucur să aud asta. Atunci ați pregătit banii? 100.000 de euro sunt foarte mulți bani. Nu ar trebui să vă târguiți pentru libertatea fiului dumneavoastră. Ascultă, fetițo. Sora ta a fost de acord când a făcut sex cu fiul meu. Fiul meu n-a forțat-o cu nimic. Cred că trebuie să facem o înțelegere... rezonabilă. Fiul dumneavoastră a făcut sex cu o minoră și va merge la închisoare. E cuvântul tău împotriva cuvântului nostru. Nici măcar nu suntem siguri că ești minoră. Pot să o dovedesc, dar nu aici. La secția de poliție și cred că o să hotărească ei ce-i de făcut. Nu ai cum să dovedești că fiul meu a făcut sex cu tine. Fiul dumneavoastră a lăsat o pată pe hainele surorii mele. Nici asta nu dovedește că ați făcut sex amândoi. Avem poze cum că fiul dumneavoastră o sărută pe sora mea și dă alcool unui minor. Ia-o ușurel.
De asta suntem aici, pentru că facem o înțelegere, nu? Vreți să facem o înțelegere? Bine. Să fie 150.000 de euro. Poftim? Ce? Dar a spus că e vorba doar de 100.000. Așa a fost. Acum sunt 150.000 de euro. Sau băiatul dumneavoastră merge la închisoare. Te rog, mamă, trebuie să le plătești. Dragul meu, eu nu cred că trebuie să le dăm niciun ban. De ce nu? De ce? Pentru că fetele astea două sunt niște șantajiste. Tu nu ai văzut? După felul în care vorbeau și după atitudine, se pare că sunt foarte bine informate. Eu nu cred că ești primul tânăr de care au încercat să profite. Nu s-au comportat ca și cum e prima oară când li se întâmplă așa ceva. Eu nu cred că era virgină. Da, dar indiferent dacă era virgină sau nu, eu m-am culcat cu ea și de asta m-au la mână. Pentru că este minoră. Mama, liniștește-te. O să găsim noi o soluție, da?